Suntem pe drumul județean Suceava-Dolhasca, undeva la ieșire din Liteni. După cum vedeți, se lucrează la umprerea acestor casete. Vreau să transmit întâi locuitorilor de aici, dar am văzut că a apărut și în spațiu public o îngrijorare că vine iarna și nu se face umplutura. Se lucrează, se vine în forță, se lucrează aici la tasare, dar trebuie să explic sucevenilor câteva chestiuni. Sunt aici împreună cu primarul din orașul Liteni. În primul rând, acest drum se lățește la 8 metri. 6 metri va fi carosabilul de asfalt și un metru de o parte, un metru de altă parte este acostamentul. S-a săpat pe partea aceasta 55 de centimetri adâncime pentru că se pregătește fundația drumului. Și această fundație este destul de complexă, adică este un strat de 10 cm de durosol, e un fel de beton, de liant care absorbe apa, apoi 15 cm este un alt strat de pietriș care se tasează și piatra spartă, care o vedeți aici, este ultimul strat, se pregătește patul drumului pentru asfaltare. Sunt mai multe fronturi deschise pe zona aceasta. Drumul are 46,7 km, 22 de milioane de euro este investiția pe care o facem noi, Consiliul Județean, aici, la drumul care leagă Suceava de Dolhasca. Sunt 6 poduri, 71 de podețe, este un proiect pe fonduri europene. Și ce este important, că se lățește drumul, capacitatea portantă a drumului crește. Un lucru extraordinar de important și oamenii trebuie să aibă încredere că noi lucrăm, de-aia am venit aici pentru a-i verifica și a-i grăbi, pentru că bate la ușă vremea rea și mă bucur, constructorul înțelege și lucrează cu toate forțele pe șantier pentru a acoperi aceste casete. Încă o dată vreau să fac o precizare că am văzut în spațiu public în această perioadă discuții că va veni iarna și nu se acoperă aceste porțiuni de drum. Nu este adevărat. Ne ținem de treabă, eu vin destul de des pe aceste șantiere, stau de vorbă cu primarii și ei ridică fel de fel de probleme, dar aici unde suntem noi, între Liteni și Dolhasca, deja au ajuns la forma finală, pentru că de aici încolo urmează binderul, adică primul strat de asfalt. Dar trebuie să aibă încredere oamenii din zonă și acest drum deservește circa 55.000 de locuitori de la Suceava, Liteni, Udești, Dolhasca, Bosanci, localități care vor beneficia de acest drum extrem de important pentru dezvoltarea zonei. Eu sunt de 3 ori pe săptămână în șantier, facem ședințe de lucru dacă este cazul, pentru că ceea ce n-am spus, fiecare strat care se compactează se duce la laborator, la un laborator specializat de la Piatra Neamț pentru a testa gradul de compactare. Dacă vrem acest drum să țină, el are niște norme care trebuie foarte strict respectate. Și pe de o parte îi grăbim, de aceea am cerut la toți asociații din aceste firme să fie prezenți pe șantier și interesul într-adevăr este în intravilan, unde oamenii trebuie să poată avea acces în curțile lor, pentru că este acum un deranj, dar o să fie bine în perioada următoare. După cum vedeți, aici sunt deja 2 straturi de fundație stabilizată cu teste făcute la laboratorul special. Este tasat, se vede. Și acum vine cu acest strat de 15 cm de piatră concasată și asta va veni tasată, dar vedeți că acest utilaj special exact asta face, împrăștie piatra concasată, care de fapt este suportul pe care se va pune asfaltul. Rugămintea mea către constructor este să grăbească, să nu ne prindă sezonul rece cu tot frontul ăsta deschis până la Dolhasca.